Salutare, băieți, și bine v-am regăsit la un nou live cu Hitman aici pe fază. L-avem aici pe Hitman, direct în fața voastră. Băieți, îmi cer scuze că am întârziat puțin faza ei, că am crezut că am programat live-ul la 6:30 și eu stăteam liniștit și n-aveam niciun stres, știi? Și bum, dintr-o dată văd că se întâmplă minunăția asta, știi? Și eram, what? Nu e corect ce se întâmplă? Toată lumea îmi vedeam că e agitație pe chat, am văzut că erau vreo 400 de persoane în așteptare și zic, de ce? Dar de ce? Păi și să vezi de ce, pentru că eu programasem live-ul la 18 fix și nu știam, ești nebun. Salutare la toată lumea, salut, bine ați venit, începe weekendul pentru toată lumea, chiar și pentru mine. Știu că voi aveți weekend prelungit pentru că voi sunteți în vacanță. Ce? Ia uitați, băieți, aici am primit un magic. Hai, ce bun e. Magic, tati, pune Coca-Cola maxim aici, că nu mă deranjează. Aia zic. Am primit aici un cocktail, băieți. Să înceapă acest live minunat. Vă salut pe toți, bine ați venit pe live. Nu uitați să... Ai, ce bun e Coca-Cola. Nu uitați să apăsați butonul de like. Haideți să strângem, câte live-uri putem să strângem de la început? Live-ul ăsta nu știu dacă o să dea notificare, s-ar putea să fie din ăsta supărăcios. Dar nu e problemă, vine ea, știți ce zic? Vine notificarea aia nebună. Vine și notificarea aia nebună la momentul potrivit. Hai să oprim noi muzica asta. Haide cu Magic. Da, mă, mi-am pus aici un pic de Magic. Un pic de cola cu Capitan. Și cu lămâie și cu toate nebunile. După ce termin paharul ăsta, Hitman o să fie mult mai amuzant, mult mai... Caterin, că înțelegeți? Poți să-mi citești numele? A primit de pe Discord notificarea. Pardon. Da, văd că pe YouTube n-a venit, din păcate. Nu știu care e faza. Nu știu ce am făcut de nu vine, dar s-ar putea să vină la un moment dat. Sperăm noi că vine, nu? Am primit un mesaj, băieți. Am discutat cu... Ia uite că a venit și notificarea, băieți. A venit notificarea aia jmecheră. Îmi place să glumesc, a băgat 10 lei acolo, mersi frumos, sticule, mersi frumos pentru 10 lei. Să mulțumesc foarte mult. Mamă, hai să ieșim și noi de aici, că mi se pare că e așa ceață. Mamă, și eu am încă astea activate. Ăsta lasă-l activate, așa. Ca să-mi fie mai ușor. Am primit notificare de la YouTube. Aia zic, tati, aia zic. Alo, da? Salut. Să trăiți, domnul, ia spuneți. Ce vă pot am să vă ajut? Am o discuție foarte importantă cu tine. Sigur, vrei să ne întâlnim undeva? Da, am trimis 3 băieți după tine, te așteaptă la ieșire. Ok. De mari la valoare. Bă, a devenit, îmi place să glumesc, VIP, dați-vă la o parte. Bă, nu mai merg astea cu aplauze, de ce nu mai merg? Am șters din greșeală sound-ul de aplauze, aplauze pe chat pentru îmi place să mănânc. Mamă, băi, îmi place să mănânc, îmi place să glumesc. Fii atent aici, dacă te supără cineva în viața reală, sună-mă că mă bag și te ajut, mă înțelegi? Dar vreau să văd aplauzele alea pe chat pentru îmi place să glumesc toată lumea, haideți! Unde sunt aplauzele alea? Unde sunt aplauzele pe chat? Unde sunt? Că nu văd niciuna, nu văd nimic. Nimic nu vă păceat. Marco, haideți pentru Marco, aplauze păceat, haideți. Insistați acolo cu aplauze, aia zic tati, aia, bravo. Bravo tati, așa. Aia zic tati, îmi place să mănânc. Îmi place să glumesc, Marco, băi, și că am primit aici o chestie că... Mă așteaptă niște băieți și că la ieșire, dar nu era nimeni la ieșire, nu-i bun? Aolo, aici e rău. De ce am ăsta de la admin? Să trăiți, am vorbit cu domnul Leo. Stimă și respect general Vasile Milea din partea... Mamă, general Leo. Vasile Milea. Să trăiți. Să vă rog să vă lăsați mașina aici, să vă urcați în mașina mea asta de în mijloc. Stați să o parchez un pic, mai așa.
Băieți, am probleme cu armata. Sper că n-a intrat armata pe fir să-mi facă ceva. Hai să nu o las așa în stradă. Să o las parcat aici. O închidem. Aceasta din mijloc să urc, da? Mamă, ce mașini de armata au oamenii ăștia. Oi, 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 băieți. Veți afla mai multe detalii la locație acolo, la domnule. Înțeleg, înțeleg, nu este nicio problemă. Băieți, ce se întâmplă cu Bebe Moise? Pericol, ești blană, youtuber? Îmi place să glumesc. Că-ți Marcus, mulțumesc toți? Frumos. Îți mulțumesc frumos pentru VIP-ticule, îți mulțumesc. Foaie verde și o alună cu Hitman nu e de glumă. Țineți minte, e vorba asta. Că e de Hitmanoasă. Hitmanoasă la balon. Don Corleone spune, ai belit-o, Pericole? Băi, eu și cu generalul armatei suntem prieteni, așa, ne cunoaștem de mult. Vanessa, bună Vanessa! Cea mai șmecheră gagică din oraș, Vanessa, o știți, bă, Beps? Nu există gagică mai șmecheră ca Beps aici în oraș. M-am băgat și pe calculator. That's nice. Ați apăsat toată lumea butonul de like? Asta în cazul în care a uitat cineva să apese butonul de like, pentru că acum vin foarte mulți oameni noi, pentru că tocmai au primit notificarea și o să zică, hei, Pericole! Domnule, dar... suntem pe drum, avem aproximativ... Ia uite, avem 2000 de like-uri și abia am început live-ul. Ce să faci, mă, când ai băieți de elită, fete de elită? N-ai cum să o dai, n-ai cum să o dai. N-ai cum, pur și simplu. Dar și eu mă pregătesc aici să facem cel mai intens roleplay, să vă stea inima ca un pârci așa mică. Și dintr-o dată când voi scrie inima așa mică, totul se face liniște, dintr-o dată nu mai vorbește nimeni, totul se vorbește în șoaptă. BUM! Vă sperii ca să vă sară inima, înțelegi? Despre asta e vorba. Te-ai căcat pe tine, știam. Recepționat. Recepționat. Cine s-a speriat să ridice mâinile sus? Am rupt butonul de like, zice Gaming Freddy. Dani, te pup, ticule, ce mai zici, mă? Merge Passatul sau nu merge? Să te uiți la story-ul meu de pe Instagram, mă. Băieți, toată lumea să intre pe Instagram să se uite la story-ul meu, pentru că pregătesc colantarea mașinii. Cine nu știe despre colantarea mea mașinii, era de când eram eu în Mafia Curcubeu și am pus un goal în care să strâng undeva la 1000 de euro sau strâns vreo 800 de euro, mă rog, în care să colantez mașina MOV să fie ca Mafia Curcubeu. Treaba asta se întâmplă în curând, să știți. Uitați-vă la mine pe Instagram pe story, pentru că se întâmplă treaba asta foarte curând. Nu știu care e Leo. Asta o fi Leo? Să trăiți. Să trăiți, domnule. Am înțeles că m-ați chemat. Da, am o discuție foarte importantă cu tine. Sigur. Sunt puțin supărat pe tine, doar că mi-a trecut. Aoleu, dar ce s-a întâmplat? Discutăm mai mult în casă. Sigur. Haide, vină după mine. Aoleu, e supărat pe mine, băieți. Ușa este deschisă. Mamă, ce oameni are băiatul ăsta aici. Nu mă salut, Pericule, vă salut pe toți. Mamă, are oameni în casă, oameni afară. Haide la etaj. Foaie verde și o alună cu Pericol, nu-i de glumă. Mamă, ce are ăsta aici, nasa? Ce faceți, domnule Hitman? Sau s-a simplătit, sau mai bine zis... Domnul Bebe Moise. Văd că nu v-a luat foarte mult timp să vă dați seama. Păi nu mi-a luat, pentru că am primit niște dosare de la IML. Uini! Cum că foarte multe persoane de-ți erau ții apropiate. Sunt la muncă, ticule, merge Passatul. Mă bucur, Dani, mă bucur, spor la treabă, ticule. Uini! Am făcut niște gături. Am tras niște sfori. Până la urmă mi-am dat seama. Păi, da. Problema asta în felul următor. Pe când aveam eu o mică organizație, să zic așa, am avut probleme cu un mafiot pe nume Clește și organizația sa. Ok. Și...
această organizație fiind una dintre cele mai puternice din oraș, am reușit să mă captureze, iar toți oamenii mei dragi m-au trădat și au trecut de partea lor. Ba mai mult decât atât, unul dintre ei m-a atacat cu o sabie și m-a lăsat lat la pământ. Am înțeles. Iar ceea ce se întâmplă cu ei este dorința mea de răzbunare. Eu aici am chemat mai mult să-ți propun o mică afacere. Sigur, cu dumneavoastră sunt deschis la orice. Am mai multe dosare deschise asupra persoanelor din organizația domnului Clește și să plănuim o mică răzbunare. Înainte de a mă, și eu mă gândeam la asta, doar că oarecum îmi doream mai mult să mă răzbun pe oamenii care m-au trădat decât pe cei care se ocupă cu crime și cu astea în mod regulat. Păi întâi trebuie eliminate persoanele, în plus, cum s-ar zice, acei prieteni pe care... Acei prieteni falși, șerpi. Da, acei șerpi. După care trecem la partea puțin mai grea. Azi dimineață am eliminat unul pe nume George, iar alături de el era un băiat Andrei, vechi prieten, care m-a trădat și el. Astăzi sunt croit să-i fac felul. Astăzi e moartea lui Andrei, băieți. Dacă ai nevoie de ajutor, băieții mei sunt pregătiți. Deci mă poți suna la orice oră. Dacă o să se ivească probleme, am să-ți dau un telefon și aș aprecia foarte mult dacă mă poți ajuta. Te pot ajuta mereu. M-am supărat puțin când am aflat că tu ești pe Moise și nu mi-ai zis nimic. Te-am tratat ca pe un simplu client. Doar că acum o să schimbă treaba. Am crezut că este mai bine așa, să știe cât mai puțină lume sau chiar nimeni. Pentru siguranța mea. Eu tot am vrut să discut cu tine. Oricum, și eu am ceva de discutat cu tine, pentru că ceea ce se întâmplă aici în oraș, să zicem că s-ar putea să mă descurc, dar sunt alte lucruri mai îndepărtate de acest oraș, de care aș vrea să scap pe viitor și o să am nevoie de tine. Dar o să-ți povestesc eu cu altă ocazie. Ok, ai numărul meu. Tu trebuie să mă suni și o să-mi iau și doi tovarăși și buni. Mulțumesc că ai venit. Să trăiți. Să trăiți. Pot să rugați dumneavoastră un om care să mă ducă înapoi acolo? Da. Sau dacă nu, să-mi dea și mie o mașină sau cea. O să rog un băiat să vă duc acolo. Mulțumesc frumos. După dumneavoastră. Kenzo, salut, ticule, ce zici, un Kenzo? Prietenul meu, Kenzo. Te rog frumos să pregătești mașina să duci înapoi. Mamă, Ryzen, știu pe băiatul ăsta, Ryzen. Unde e Mihăiță? Mihăiță a luat bani pe server, băieții. Nu știu ce naiba fac băieții, dar... A luat bani pe server. La revedere. Să trăiți, la revedere. Frumos. Mulțumesc și eu. Ținem legătura. Grijă, băieții. Trebuie să-i pun pe GPS unde era, că poate nu mai știe băiatul. Aici era. Pe ce server te joci? Pe Doom România, băieți. Este un server hardcore. Dacă vă hotărâți să intrați pe aici, intrați deschis pe roleplay. Avem mai multe lucruri de discutat, doar că timpul e scurt și cu cât stăm mai mult de vorbă, cu atât pierdem mai multe ocazii. Trebuie să zic și eu ceva. Data viitoare, cu cea mai mare plăcere, tot eu voi fi șoferul dumneavoastră. Apreciez foarte mult. Deci Mihai s-a luat bani pe server, băieți, pentru că nu știu exact ce a făcut. S-a luat chestii din astea de, na, oameni pe care le fac pe internet. Se iau la un jurat între ei, se ceartă pentru un joc și vine un admin și văd doi oameni care se înjură și le dă bani la amândoi sau ceva de genul. Înțelegeți? Na. Dacă intrați pe 5M sau pe jocuri în general, intrați, frate, să vă distrați. Bă, dacă nu vă distrați în momentul ăla, dați alte 4. Și mergeți, frate, afară, dacă joacă-te altceva, frate, dar nu intra să înjuri, înțelegi? Asta e cel mai important lucru. Intră să te distrezi. Nu-ți place, intră în alt joc.
PC-ul tău e build? Ce înseamnă build? Adică dacă e gata făcut? Nu, PC-ul meu l-am făcut pe bucăți. Amândouă sunt făcute pe bucăți. Le-am făcut eu singur după mintea mea. Bine, după mintea mea. Știu și eu cam ce componente sunt compatibile, dar am studiat puțin înainte pentru că aveam un procesor bun. Când am luat eu procesorul ăsta, nici nu erau plăci de bază, pentru că cred că l-am luat printre primii din România, am luat procesorul ăsta. Și nici nu erau plăci de bază ieșite care să suporte procesorul, voi vă dați seama, și a trebuit să aștept undeva la o lună ca să apară placă, să pot să-mi iau o placă care să fie compatibilă cu procesorul, să-i suporte, na, frecvența de 5 GHz sau știu eu. Mi-am luat sursă, după care mi-am schimbat sursa, că am mutatul ăsta, mi-am luat 100 de 850 de W, na, au fost complicații cu el, dar mi l-am făcut singur pentru că nu e chiar atât de greu, dacă te pricep cât de cât. Dacă nu te pricep, îți iei unul gata făcut și nu-ți mai bați capul. Să trăiți, domnul, mulțumesc frumos. Și eu vă mulțumesc. Hai să mă salut cu el. Să trăiți. Oare mai merge mașina mea? Hai că mai merge dacă e băieți. Presim că mă duc pe jos de aici. Normal că nu mai merge. Te pup, ticule, tot respectul, Leo, mersi frumos pentru roleplay. O să te sun, Leo, dacă e nevoie de ceva, te sun, să știi. O să-mi dau un TP, băieți, pentru că eu mi-am închis mașina și aparent nu mai pot să o iau. Și o să-mi iau alta de aici și... Despre ce spuneam că o să facem astăzi, toată lumea de pe cea să-mi zică ce facem noi în live-ul de astăzi. Cel mai important lucru din live-ul de astăzi. Vreau să scrieți voi pe chat ce facem noi în această seară minunată. Spam ochelarii, gata, o să-mi pun ochelarii, mersi frumos, bine că mi-ai spus, cine mi-a zis ai spam ochelarii. Aian Mihai Bădoi, mersi frumos. Clește-te, salut, ticule. Gata, împachetările cu nămol. Îl omor pe Andrei, ai bă băieți, ai, bravo. Ia uzi, bravo. Ai grijă, garda e în spatele tău. Urcă în mașină să fugim că iese iar. Urcă-te și aprinde pipa Fast and Furious. Hai să mergem la mine acasă. Dai jos, hai să mergem la mine acasă, băieți. Ce-am auzit în partea, că eu sunt un stâlp. Mergem să vedem cine e prin curte, mergem să vedem... Stai mă, Andrei, mă, stai mă, și iau un te disperat, că nu vin ca să facem treaba aia, nebunule. Când te duci tu acolo, eu mă duc așa să dau un ochi, nebunule, calmează stățele. Trebuie să încep și eu de undeva, nu? Mă duc să văd care e treaba pe acolo, prin curte, dacă e cineva, după care o să pun GPS-ul pe Andrei, să văd unde e, să văd dacă îl găsesc, să văd ce se întâmplă. Nu e problemă de asta. Se termină liceul? Ce liceu mă să se termine? Salut pe aici, ceva și cum ești, Cătălin SV. Bine, ticule, sunt, mulțumesc mă. Băieți, v-ați uitat la mine pe story? Ia să văd câte persoane s-au uitat la mine pe story. Ia să oprim un pic aici. Să văd câte persoane s-au uitat la mine pe story. Ia să vedem. Ia să vedem câte persoane s-au uitat la mine pe story, băieți. Ia mă să vedem noi acum. Acum e acuși. Bă, doar 600 de persoane, mă, câți suntem noi pe live acum? Stai așa un pic. Noi suntem acum pe live 1600 de persoane și pe story-ul meu de pe Instagram s-au uitat doar 600. Nu e corect, ceva nu se întâmplă bine. Ceva nu se întâmplă bine. Ia toată lumea să intre pe Instagram în momentul ăsta. Toată lumea intră pe Instagram, Pericol Gaming, căutați acolo Pericol Gaming, îmi dați și follow. Și o să spun și cine îmi dă follow, fii atent aici. Uite, am follow de la Valentin, 162. Stai să dacă pot să pun eu, uite așa. Așa, tată. Să arăt eu aici, ia uitați aici. Valentin 162. Mi-a dat follow, tocmai acum mi-a dat follow, uitați aici. Valentin 162, Alexandru Tudorache mi-a dat follow. Și hai să vedem cât s-a uitat la story-ul meu. 651, dar de ce așa puțin să vă uitați la story-ul meu? De ce nu sunt mai mulți? Ce-a făcut mai? Și trecut story-ul. Până focusează ăsta trece și story-ul, ești nebun? Hai mă, focusează mai repede. Ai de viața mea. Hai să vedem cine mai îmi dă follow pe Instagram, băiți. Să arătăm aici cine mi-a dat follow.
Hai să arătăm aici cine mi-a mai dat follow. Aoleu, câți mi-au dat follow. Winnie, nu-i mai certat atât, ia uitați aici câți mi-au dat follow. Cum aș putea eu să-i pun pe toți? Să încerc să-i pun așa pe fiecare în pat. Să se vadă toată lumea aici care mi-a dat follow. Să se vadă toată lumea aici care mi-a dat follow. Toată lumea să se vadă aici dacă mi-ai dat follow și tu ești aici. Dacă mi-ai dat follow și tu ești aici. Mamă, nu se mai oprește ăsta, ești nebun. Gata. Aia zic. Aia zic, tati, hai să mergem să-l prindem pe șarpele ăsta veninos. Hai să vedem dacă e cineva la mine în curte, băieți. Dacă nu, o să punem GPS-ul pe Andrei să vedem unde e, ok? Ia-l dracu de popă. Era popă aici. Winnie a început, tata? Web-ul, gata, îl scoatem acum, scuze. Aveam două web-uri. Cine e atât de șmecher să stea cu două web-uri? Cine e atât de șmecher, băieți, ca mine să stea cu două web-uri, eh? Winnie, nu mai lătra, tata, că mă faci de râs aici. Opa, cine e ăsta? Cine e ăsta? Cine e ăsta din față? Să vedem dacă e cineva pe aici. E unul care repară o mașină. Bă, camera te vezi de dor. Gata, mă, băieți, am oprit-o, nu mai tot țipați atâta. Hai să fugim de ăsta din spate, că mă urmărește sau ce. Băieți, voi știa ce ați mâncat astăzi, băieți? Ia să-mi scrieți în chat. Ce ați mâncat voi astăzi? Ce ați mâncat voi astăzi? Toată lumea să-mi scrie în chat. Ai omorât pe Andrei? Abia acum am început live-ul, băieți, de 20 de minute am început live-ul, băieți. Acum am apuc de Andrex, acum am apuc de Andrex, că am avut o mică treabă cu un prieten din armată. Ia mă să punem noi ăsta de la Fine Player. Shawarma, pizza, tiramisu, auzi mă ce au mâncat ei. Andrex, bă, dar nu e în oraș, mă, ăsta, mă, ăsta nu e în oraș, bă, băieți. Se vede urât, e de la tine dacă se vede urât. Crede-mă. Eu fac live în 2K, nu are cum să se vadă urât de la mine. E de la internetul tău, de la telefonul tău. Trebuie să dai un refresh sau să setezi pe ce rezoluție să te uiți. Înțelegi tu? Băi, asta nu e în oraș, mă, frate, mă, ce naiba? Hai să mergem până acasă să vedem. Poate are numele schimbat. McDonald's a mâncat. Ia Fine Player. Andrei. Gata, băieți, am pus asta pe Andrei. Hai să vedem unde e Andrei, băieți. O să încerc să-l asasinez direct, dacă nu fuge naiba cumva. Dar o să încep direct să-l asasinez. Văd că e fix la mine la casă. Trebuie să se facă urmărire ceva, că nu pot să... Wow! Ce curge chat-ul! Cristian Claudiu, salut, ticule! Salutare! Băieți, hai să pușem la 3000 de like-uri foarte repede. Să punem mâna pe șarpele ăsta. Toată lumea să... Avem pe stresul acolo care vă roagă să dați like. Bine, vă roagă în stilul hardcore. Diablo 4 player. Costi, Costi, dă-mi un bloc pe discurs unde se Alex. Eu știu ce ai făcut tu, mă, des Alex. Dacă mi-ai trimis invite, îți dai seama că nu prea pot să... Hai să vedem cum facem, băieți, hai să vedem cum facem. Hai să parchez eu mașina aici. Nu înțeleg de ce aici mă scoate pe partea asta altă, jur că nu înțeleg. Așa, să-mi pun eu... inventar.
țintă, folosește. Salută-l, te rog, pe King Joc. Cine e King Joc? Eu îl salut, dar nu știu cine e. King Joc, salut! De lu, de mari, de mari, de mari, de mari! Resaba, da Risaba, iată, băi! La valoare! Risab 2X, adică da Risaba a doua oară, mulțumesc frumos, New Seven Apticules, mulțumesc frumos pentru membru, bine ai revenit! Membru pentru a doua lună, apreciez foarte mult. Băieți, aplauze pe chat, vă rog. Ia uite, singura Julia e care a dat aplauze pe chat. Doar Julia știe că de fiecare dată când avem un membru nou, trebuie să dăm aplauze pe chat. Uite, și Cristian Claudiu, și Daniel Gabriel Brlădeanu, și Mihai Chiriță, zis Mițanu, după Germania. Mersi frumos, New Seven Up. Uite-i pe ăștia, bă, aici, bă. Bă, Andrei. Da, bă, da. După moartea lui Bebe, uite ce mi-am cumpărat. Auziți, bă. Mi-am luat și eu, ia uite, aia albastră. Am văzut. Suntem frați de supra. Ne-am luat, am luat bani din averea lui Bebe. Auziți, bă, ce zic? Bă, v-a zis în felul următor, și cine nu mai am văzut eu aici? Ce n-ai mai văzut? Pe Georgica, mă. Georgica e mor, băieți. Dar știi pe cine n-am mai văzut eu, mă? Nici pe Butoi nu l-am mai văzut. E mor și Butoi, stați liniștiți. Ce să-ți fie frică, mă? Că ăștia cred că s-au dus în vacanță amândoi fără să ne bă, zică... Bă, dar cine e ăsta, mă? Cine e ăsta? Nu știu, cred că este un vecin ceva. Vecin cu pistol. Tu te tu și ocupă-te, dă-l afară din curte, că eu stau aici. Nu știu cine era. Noi, e capul meu, că trebuie să o spun și pe a mea. Hai să-l împuși pe Andrei, băieți. Da, ulu. I-am schimbat pe sniper cu arm. Fii atent că mă pregătesc să-i împuși, băieți. Oh, căcat. Tot ce fuge. Cred că a murit Andrei. Am ochelarii pe mamă și a scos arma. Oh. Unde era celălalt? Unde era celălalt? Trebuie să schimb poziția și să-i atac. Trebuie să schimb poziția, băi, trebuie să schimb poziția. Pericolul mare e pe șerpe. Acum schimbăm poziția, băi, schimbăm poziția. Nu pot să urc pe aici. Cred că l-am împușcat pe Andrei în spate, sincer. Opa. Olu, nu mai pot să sar pe aici. Uite-l pun acolo. L-am împușcat pe ăla. Uite Andrei, se târăște, e viu. Stai că vreau să-l răpesc de aici, stai că vreau să-l scot de aici. Unde era asta? Două, Doamne, să fie deschisă, te rog să fie deschisă. Mamă, nu pornește, nu cred că nu pornește. E băguită, că cam aș pe de mașină. Mamă, și mașina mea e afară, oare pot să scot alta? Trebuie să scot alta de aici, băieți. Normal că nu merge. Doamne, trebuie să mă duc afară, băieți, foteleaș de mașini, cu cine le-au făcut și cu cine le-au inventat. Hai că am sărit gardul ăla prea repede, l-am sărit. Nici n-ați văzut că l-am sărit de repede. Trebuie să țin un assault rifle, că doar cu sniperul nu știu ce să zic. Stați, băieți, că trebuie să mă duc cu mașina să-l iau de acolo. Să-l răpesc pe Andrei de acolo. L-am împușcat în picior sau ceva, cred.
Uite-l ce se târăște șarpele, bă. Ridică-te sus. Urcă aici în mașină. Gata, gata. Stai așa că avem un prieten aici, băi, care... Cine ești, nenorocidule? Venise și Leo să mă ajute, mersi frumos, Leo. Cine ești? Te-am urmărit și azi dimineață. Taci din gură. Băieți, l-am răpit pe șarpe, băieți, l-am răpit pe... Oooo, mamă, cât de greu poți să controlezi o mașină. Îți dai seama în viață reală când pierzi controlul unei mașini, te-ai dus pe cioacă. N-ai ce să mai faci. Îl duc fix în locul ăla unde m-a omorât el pe mine, acolo, mă rog, m-a omorât italianul, dar era și el acolo. Exact în locul ăla îl duc. Nu fă stânga, nu fă stânga, te rog frumos. După live o să mă duc să le dau bani băieților care au intervenit acolo la casă, le dau bani după IP, că îi văd acolo. Pac, 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 îl chema tataie și cu Mario, doi proști născuți din aceeași mamă. Și maică s-a culcat cu frate-su. Tataie și cu Mario, doi proști. Cum te numai, nenoră... Străni rău. Taci! Am impresia că sunt urmărit, băieți. Am impresia că sunt urmărit sau mi s-a pur mie, băieți? Lulule, ce zici, mă, Lulule? Mai înainte vorbeam de tine că te-au pedepsit băieții. Aolo, sunt urmărit băieți. Au, mamă. Nu s-a întâmplat nimic. Băi, după mine, mă, frate, măi, după mine, serios? O să aibă el supravieții, că n-are cum să facă pe asta. Mamă, se aude și poliția? N-avea cum să mă găsească aici, băieți, chiar n-avea cum. Aici. Dă-te jos. Urmează-mă. Nu încerca ceva că zbor creierii. Pune-te în genunchi acolo. Pune-te în genunchi. Cine ești, domnule? Și ce cu mine? Bă, să-i zic, băieți, să-i zic că sunt eu, băieți? Să-i zic că sunt eu? Să-i zic că sunt eu, bebe Moise? Ce ziceți? Că cât să fă, zice Lulu, cât să fă. Lulu e Mihăiță, da. Ok, să-i zic. Băi, nenorocitule. Cine ești? Cine crezi că sunt? Uită-te bine la mine. Bebe, tu ești...
Nu muriți-și. Credeai că poți să scap așa? Nu ți-am spus că eu nu mor niciodată? S-a mai spus. Păi, nu mă omor. Sper că mă lași, sper că e o glumă. S-a venit sfârșitul. M-am întors doar ca să mă răzbun. A dispărut Butoi, a dispărut George și toți ceilalți care erau pe lângă casă. Cum crezi tu că au dispărut? M-am ocupat de toți cei care m-au trădat. Mai ești tu și italianu! Băi, bebe, vreau să mă ierți, te rog, eu n-am vrut să fac asta. Trebuia, eu am fost obligat, bebe, că dacă nu mă omorau, iartă-mă, te rog, eu frumos. Răzbunarea este aproape. Nu am cum să te iert. M-ai trădat! Bebe, dacă vrei, te răzbunăm amândoi. Bă, ce îmi pare rău de Andrei, bă, băieți. Îmi pare rău de Andrei. Ascultă-mă cu atenție. Eu pot să te iert. Eu pot să te iert, dar nu pot să uit ceea ce mi-ai făcut. Băieți, ce spuneți? Te rog, frumos, te rog. Ce spuneți, băieți, să-l iert? Te rog, e frumos. Să-l iert și să mă răzbun cu el pe italianul, ce ziceți? Iartă-l, iartă-l, nu-l omoră. Lasă-l să te ajute, iartă-l. Să-l iert, băieți, ce ziceți? Hai să strângem cele 3000 de like-uri, băieți. Avem nevoie de 3000 de like-uri. Toată lumea să apese butonul de like și să scrie pe chat. Zice să-l iert, nu? Bebe, am și o viață. Eu vreau să am o viață normală. Hai să strângem cele 3000 de like-uri, băieți, și să-l iertăm. Hai, băieți. 3200 de like-uri, aia zic. Băi, fii atent. Am să te iert cu o singură condiție. Ce condiție? Ascultă-mă bine, nu... Eu ascult. Ce cu cozorocul ăsta de la șapcă, că nu ți-ai închis bine? Ascultă-mă bine. Dacă vrei să te iert, trebuie să mă ajut să-l prind pe cel care a dat cu sabia mine pe italianu. Noi doi îl prindem pe italianu și rămânem din nou prieteni. Mă ajuți? Te ajut, bebe, te ajut, te ajut. Ia-mi... Dar să nu mă omori. Ia mă, ridică-te. Ia mașina mea și du-te și așează eu capcană lui italianu. Băiți, am pus o cameră să văd. Când l-ai prins pe italianu, cheamă-mă să vin să-l execut. Ok, acum mă duc acum. Ba, bebe. Du-te repede! Băieți, am pus o cameră pe el, băieți. Am pus o cameră pe el să vedem ce face. O să dau pe el să văd ce face. Am pus o cameră pe el, băieți, să vedem ce face. Am pus o cameră pe el. Mai repede de aici, că stai nebun. Pericol te trădează? Nu cred, băieți. Cred că o să se ducă să-l prindă pe italianul. Eu așa cred. Stai să vedem ce face, băieți. Stai să vedem ce face. Sună pe cineva. Alo, italiene! Italiene! Știi pe memoise ăla pe care l-ai omorât tu, nu? Nu știi pe memoise ăla care l-ai omorât tu, nu? E viu. E viu. M-a luat, știi cine era ăla care trăgea noi? El era, m-a capturat pe mine, am o mașină. De ce nu l-ai omorât? Dar voi a zis să-l ier, băieți. Sunt bine cât de cât am urană. Nu te ajută. A făcut o greșeală, pericol. Vai de capul meu. Ce mi-a făcut ăsta, bă? Eu ți-am spus, Iazmina. Acum vin, hai că ne auzim, pa. Mamă, ce mi-a făcut ăsta. Să te omor pe nenorocitul.
I-am dat și mașină, i-am dat de toate, bă. I-am dat și mașină, i-am dat de toate, băieți. Mamă, frate, eu trebuie să ajung. Trebuie să merg să mă ascund un pic, băieți. Mamă, frate, în ce belele m-am băgat, bă, băieți, bă. În ce belele m-am băgat, frate. Acum va ști să se ascundă? Nu, n-auzi că vor să mă omoare el cu italianul? Trebuie să mă duc să mă ascund, băieți, trebuie să mă duc să mă ascund. Sună-l pe Leo, pericol? Cred că o să mă duc să mă ascund, băieți. Mă, ce bine intră. A, ce bun e. Coca-Cola, capitan și lămâie. Ai seri care revii? Da, dar dacă îmi bag 100 de gloanțe în mine, îți dai seama că nu-mi revii, nu? Trebuie să mă ascund eu, băieți, trebuie să mă ascund. Dați-mi și mie idei în cea ceva. Hai, iartă-l. Hai, iartă-l. Bă, ești în urmă, l-am iertat odată, ați văzut ce mi-a făcut. Ești în urmă rău cu iertatul. Adriane, nu știu care ești tu, dar... Mersi de mașină, te pup. Și foarte de treabă tu așa. Mai ești prieten din ăștia care vin să te ajute. Băieți, nu mai face streams, n-ai băieți. Oricine vine la mine în roleplay să facă streams, n-ai primește bani, să știți. Bineînțeles, nu e ca și cum ar primi vreun server, vreun player important de pe server. Că vin, n-ai zis, vin numai din ăștia, de acum au intrat prima dată pe server. Dar e ok, mersi cu frumos că mi-ai adus mașina. Nu se descurcă Hitman, se descurcă. Cum să nu se descurcă? Se descurcă, tata. Băieți, mă ascund acolo la mine, băieți, stați puțin cu minți. Cred că o să-l sun pe Leo, dar nu... Cred că o să-l sun pe Leo, băieți. Dar stați așa să văd, că nu știu cum să fac, nu știu, dați-mi și voi idei în chat acolo, frate, imediat intru acolo și citesc un pic ce scrieți voi în chat. Nu uita să... Fiecare like acolo mă ajută, băieți, să scap. Sunt cam... Hitman e în pericol în momentul de față, să știți. Bebe, mui, mamă, ce jante frumoase are ăsta, du-te încolo, ce mișto sunt. Mamă, ce flash că sunt pe ele. Pericol, ascunde-te. Mă ascund aici, băieți, ce să fac? Ideea e că... Cred că mă văd de acolo, de la opoști. Hai să vedem ce să facem, respect pericolul, o sănătate multă, Andrew, te pup, sicule, salut. Sunul pe Leo, puneți ochelari, de unde sunt ochelarii mei? Ah, i-am dat jos că m-am arătat la Andrew, gen, să știe cine sunt. Pericol, uite-te pe cameră să vezi ce face. Vezi să nu cheme italianul și mafia, ai grijă. Cine nu dă like, mama lui, tata lui. Pericol, Hitman. E 3 în 1, Pericol, Hitman și Bebe Moise. Pericol, omoară-l tu înainte să o facă ei? Păi asta vreau, sincer. Te duci la tine acasă cu sniper și când intră... Bă, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? N-am făcut nimic, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Alo? Sunt atacat sau ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă?
fugi? Pericol, cred că ai luat crash? N-am luat crash, că dacă vedeți se... Nu știu. Nu cred că am luat crash. Cred că am luat crash, băi, ce se întâmplă? Să fie asta sfârșitul lui Bebe Moise a 15.000 oară? Mă sună! Are numărul meu, what the heck? Alo. Alo, da. Ai zis că... Sunt în spatele lui Italianu. Unde este Italianu? Sunt pe autostradă la el. Când îl prind, ți-l aduc. Mamă, ce mă bucur! Adu-mi-l la numărul 72, o uzină în partea asta, cum intri, cobori la Radical din 16 și e uzina acolo. Adu-l aici, te rog frumos, când îl prind. Te aștept cu el aici. Capturează-l și încătușează-l bine, că e periculos. Bine atunci, văd că ai și niște cătușeci la tine mașini. Hai, pa! Te aștept, pa, pa! Hai mă că mă ajută, băieți, mă ajută, bă! Ia uite mă că mă ajută, bă, ia uzi! Ai grijă, what? Garda e în spatele tău! Ia uite! Urcă în mașină să fugim pe iese, urcă-te și aprinde pipa Fast and Furious. Dacă nu mai foc la tine, te rog să te dai jos. Mă ajută, bă, băieți, nu vă panicați, că vine Andrei acum și mi-l aduce, băieți, mi-l aduce acum, frate, abia aștept. Toată lumea să... Dați like acolo. Dați like acolo, să facem 4000 de like-uri instant, băieți. Nu trebuia să-l ierți că mi-o dat mie amendă? Camera minte țeapă? Ribebe? De ce Ribebe, mă? Pricol, tu ești fondatorul? Nu. Nu pun camera acum, băieți, că mi-l aduce. Eu am încredere în el. Voi n-aveți încredere în el? Uite, o să-l pun aici în genunchi. Am cuțit la mine? Am cuțit, băieți. O să-l pun în genunchi și o să-i dau și eu cu cuțitul. Numai așa o să-i dau. Numai așa o să-i dau. Numai așa, uite așa. Numai așa. Numai așa o să-i dau. Te păcălește, bebe? Nu cred, mă, că mă păcălește, mă. Nu cred că mă păcălește, băieți. De ce ziceți că mă păcălește? Să fie aici, eu, dar nu știu dacă merge asta. Hai că pun camera pe el, spec 412. Stai că pun camera pe el să văd care-i treaba, ok? Nu, să pun camera pe el. Gata, mă, pun camera. Dacă așa ziceți voi să pun camera, pun camera pe el. Nu-i problemă. Uite, mă, că a venit Andrei aici și l-a prins, l-am pușcat pe ăla, sau ce naiba se întâmplă aici? Cine-i ăsta, mă, de l-am pușcat? Asta să-i să afară, am pușcat pe cineva aici. Ăsta să fie italianul? Care-i treaba cu omul ăsta? Trebuie să-l bag pe ăsta aici. Uite că l-aduce pe italianul, băieți, l-aduce pe italianul. Mi l-o prins, mă, asta e foarte bine, mă, l-o prins și pe ăsta. Andrei. Mâine sus. Auziți. Na, mă, v-am zis că mi-l prinde. Încă un... Andrei. Încă un mort. Chestia asta. Recităm, hai, dă-i, mâine sus. Ce-a zis cu recităm? Uite-mă, v-am zis că mi-l aduce, băieți, v-am zis că mi-l aduce, uite-l. Mâine sus, hai, ușor. Ți-am zis, bebe, că ți-l aduc. Bravo, bă, Andrei, nu mă așteptam să fiu un om de cuvânt. Italiene.
Cum e să ai în față omul pe care l-ai trădat? Frumos, într-un fel. Vezi? Stai așa. Vezi? Acum. Știi care e faza? Omul, știi de ce e frumos? Că am șansa să te omoră și mai bine. Ce face Andrei? Ce face Andrei? Îmi pare rău, bă. Ia zi. Bă, nu cred. Bă, uite știu ce am făcut. Am fost ajutat. Am fost ajutat de niște asasini. Ai fost ajutat, a? Ăsta îmi dă handshake. Ia lu' static. Bă, ați avut dreptate, băieți, ați avut dreptate, frate, ați avut dreptate. Nu trebuia să am încredere în tine. Oh. Uite-te în ochii mei de jos. Oh. Știi care e diferența între mine și tine? Oh. Care e diferența? Că tu ai fost un om puternic la vârsta ta. Și faza este că tu nu știi, dar în momentul atunci când te-am omorât, s-a dus. Am ajuns cineva mare în oraș. Hai, ridică-te că de la un cap în gură nu leși. Spune și mie cum ai reușit să scapi. Spune. Am fost ajutat de niște asasini. Este niște asasini. De pe insulă. Ți-am dat maceta aia în burtă. Presum că... să mori așa. Un șerpe ai fost, băi, Andrei, și un șerpe o să rămâi toată viața ta. Băi, mi-mi pare rău, dar voi nu dai pe bani. Știi cine sunt eu? Eu sunt liderul mafiei curcubeu la momentul ăla. Spune ultimele tale cuvinte. Bă, nu din nou, bă, băieți, nu hai din nou, bă! Că de data asta nu mai trebuie să te ajute nimeni. O să stau aici până nu gânda ce o să te mânc. Înțeles? Bă... Dar e... Liniște. Bă, băieți, bă, nu știu ce să zic. Pare rău pentru tot ce s-a întâmplat, Italien. Armata pe burtă, culcați! Culcați în secunda asta! Mama... Aia, bă, băieți, am scăpat! Te salvează, Leo, sigur, bă! A fost la milimetric! Aline, se pare că mi-au mai rămas câțiva prieteni în oraș. Care nu sunt chiar atât de șerpi ca și voi. Chiar atât de șerpi, nu trebuia să zic asta. Cred că de nu la Magic. Acum, dar o să ajungă și ei șerpi. S-ai liniștit. Nu să fie nimeni ca voi. V-am ținut pe lângă mine. Am avut grijă de voi. V-am dat ce, când mi-ați cerut ceva, v-am ajutat. Și odată când am avut probleme, mi-ați întors spatele. Domnule, o dacă putem să-i luăm de aici, n-aș vrea să execut aici. Încătușați-i! Executarea mai repede! Uai! Bebe? Da. Dacă nu puneam eu camere la momentul potrivit, ce se întâmpla? Era mort acum. Hai, ridică-te sus. Bine. Sus. Ridică-te. Să-ți păzești spatele. Rămâi puțin aici să vorbesc cu tine. Power Gaming. Bă, dați-i careva lui parfumul ăsta, frate. Bani, vă rog frumos. Că n-am nevoie de retardat spăciat. Să-i dea cineva bani permanent lui parfumul ăla, că e parfum de căcat. Domnule, vreau să vă spun ceva.
Te ascult. Când m-au trădat acești oameni și unul dintre ei m-a lovit violent cu sabia și mi-a tăiat toată partea dreapta stomacului. Okay. M-au lăsat să zac în port pe cimentul acela rece. Se învârteau pescăruși deasupra mea, ciori, și cântau. Și... Mersi frumos, Julia, te pup. Au venit niște asasini de pe insulă care m-au luat. M-au tratat și mi-au injectat ceva ser, nu mai știu exact cum se numește. M-au învățat să trag cu arma. Nu am stat prea mult acolo pentru că dorința mea de răzbunare a fost mai mare decât ceea ce au putut ei să-mi facă să mă reține acolo. Am reușit să omor câțiva oameni de pe insulă și am venit în ora să mă răzbun. Ideea e că despre asta voiam să vorbesc cu dumneavoastră. Sunt deschis și ascult tot ce zici. Cred că în orice moment acei asasini vor veni după mine în oraș. Am început să am coșmaruri. Mă trezesc dimineața și văd în jurul meu cu armele pe mine. Se apropie momentul în care o să fiu atacat. Și mă gândeam dacă o să mă pot baza pe tine. Pentru că am văzut că ai oameni foarte mulți și foarte pricepuți. În cazul în care vor veni asasinii după mine, să mă ajutați. Nu este nicio problemă, la orice oră sunt pregătiți și oamenii mei la fel. Am cei mai buni trăgători de elită. Mulțumesc frumos. Pericul, dă-i în locul în care te-am urt. Să propun eu să le faci și lor aceea soartă. În același loc. Asta vreau să le fac. Aș dori ca înainte să... Machetă, ceva să-ți dau? Sau îți dau? Am cuțitul de la tine, sigur că l-am. Am înțeles. Aș dori ca înainte să merg eu să dau ochii în ochi cu ei. Aș dori, dacă poți, să merg să vorbești cu ei și să-i întreb de ce au făcut asta. Ok. După care să mă suni și să-mi spui unde sunt și o să vin acolo. Bun. Te sun, îi ducem într-un loc, discut cu ei, văd ce aflu și ce sunt când e... Încearcă să storci orice informații de la ei. Pentru că trebuie să punem mâna și pe acea mafie. Pune mâna pe tot. De banii lui Leo, ce bani, Electro? Băiatul de aici în spate e tot, nu? Nu știu, l-am găsit împușcat în față la mine aici, nu știu cine e. Nu înțeles. Da, e un semn foarte ciudat. O să mă ocup eu de el. Aștept telefonul dumneavoastră după ce aflați ceva informații de la ei. Ok. Noi am plecat. Ne strângem. Să trăiți. Să trăiți. Mulțumesc încă o dată pentru că dacă nu veneați la timp, probabil că zăceam acum plin de sânge pe betonul acesta rece. Nu ai pentru ce. Te aștept și afară să vezi cu ce am venit. O să-ți placă. Imediat am ieșit. Batalion, pregătire. Băi, da, nu, dragul, nu știu cum îți spunea băiatul ăla de vorbea de fost pe aici, pe în oraș. Trebuie să vorbiți cu el ca să-i spuneți că să vă, știi, să reușiți să așa, știți voi. Unde sunt băieții? Domnul Dagu, Dragu, nu știu exact cum ai numit. Uite mașini, ok. Te respect, Leo. Pericol, nu prea știu povestea, scuze, eu spun adevărul, nu știu, Cristi, ce ai spus tu și nici nu mă interesează. Să te pup, tată. Rupi, salut. Ia uite cu ce oameni au venit, frate, ia uite cu ce mașini au venit băieții. Bă, m-au salvat pe bune, bă, frate, urma să mă omoare, frate, ești nebun la cap. Robert Osticianu, salut, ticule, te pup. Paul, te pup jos. Băieți, dați un respect pe cea pentru Leo, băieți, că m-a scos din belea, băieți, m-a scos din belea. Era să mă omoare. N-ai cum să o dai cu italianul și cu ăștia, sunt grei. Oricum, italianul are cel mai șmecher roleplay dintre băieții cu care fac eu roleplay. E prea așa, face pauze între vorbe, nu știu dacă l-ați văzut. Face pauze așa între vorbe, le dă așa bine, respiră. Îmi place cum joacă italianul în roleplay-ul. Bebe Moise ne dă clasă. Mm.
A rămas și mașina mea aici, aștept să mă sune, băi, o să mă ocup de om, de băiatul ăsta de aici dinăuntru. Unde e băiatul ăsta, băieți? Te pup sus? Mă, sniper, vrei să mă pup pe gură, mă? Ți-e-ți plac băieții? Bine, băieți. Camera pe Andrei, lăsați, băieți, camera, eu știu unde e Andrei. Iar o să sară Georgica acum? De ce mă o să sară? Că n-am zis nimica și de el, ce să zic de Georgica? Băieți, nu vă mai povestesc că după aia se face Georgica de râs. Așa ești. S-a dus la îngeri. Fac așa să mă gândesc ce să zic. Mă, mai auziți ce am zis domnul Dagu? Trebuie să vorbiți, că de-aia l-am trimis acolo, să vorbiți cu el ca să știți voi. Poți să ieși afară? Sunt? Bă, ia uitați aici, mă, ce șmecherie. Aici e de sări, mă, frate. Uite, mă, a venit ăsta aici, mă. Păi, dacă îi dau bani, zice că sunt rău, mă. Robert. Roberto Tănase, dacă îi dau bani, zice că sunt rău. Domne, ce cauți aici, domne? A? Poftim? Mă plimbam, n-am nicio treabă personală. Dar știi că n-ai voie să vii aici, nu? Aici sunt oameni grei, arme periculoase. Dacă vrei să stai pe aici până oraș, eu zic să stai cu minte, să-ți vezi de treaba ta. Ok? Da, doamne. Salut. Vreau să dau bani oamenilor care... Na. Dau bani oamenilor care vin și intră în mine, vor să mă omoare, chestii din astea, dar... Na. Mie mi-e drag să fac roleplay cu toți de pe live și de multe ori mă întâlnesc cu oameni, fac poze cu ei. Când mă întâlnesc în joc, gen, fac poze cu ei când mă întâlnesc în joc. Pentru că, na, mulți intră pe server să se întâlnească cu mine și mi-e drag să mă joc, dar nu veniți să faceți snipe, stream snipe, să veniți peste mine, știți? Că nu e ok să eu sunt într-un loc singur și tu vii acolo la mine. Nu pot să fac roleplay așa. Joacă-te pe server și la un moment dat o să ne întâlnim, îmi spun eu, pentru că mă plim destul de des prin oraș. Hia, hia, italiene, hia, hia, hia. Serenta, ia uzi. Ricol, mă salut și pe mine. Salut, Daniel, salut. Tu a făcut poză cu mine? Nu știu, posibil. Am făcut poze cu mulți băieți din oraș. Aștept să mă sune domnul Leo, băieți. Mă, ia sunt papuci acolo, mor pe treaba asta cu papucea. Nu mai e mafia curcubeu? Nu. Bine, nu mai am mafia de mult, gen. Dar cine știe, poate că la un moment dat o să revină, nu? Ah, ce bun a fost. Bă, iar ai venit, mă, să mă urmărești, mă. Ce n-ai, băi, cu gardul ăla tocmai acolo? Când o să faci, pot intra și eu, dacă nu o să fac mafia curcubeu, atunci e momentul în care noi, adică eu mă pot juca cu toți dintre voi, toți cei care vin acolo la casă, mergem, dăm jafuri împreună, facem roleplay, atacăm alte mafii, chestii din astea, știți? Atunci e momentul perfect în care eu pot să fac roleplay cu toată lumea care vine acolo, înțelegi? Când auziți, băi, a făcut Bebe Muise, a făcut pericol mafia curcubeu, intrați direct pe server... Bum, 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 veniți la casa acolo, vă îmbrăcați cum trebuie și facem roleplay împreună, înțelegeți? Pericol, o propunere pentru un GTX 750, știai? Doresc să-mi fac un PC? Băi, nu știu ce să zic, Andrei Laurențiu.
Nu știu ce să zic. Five-M-ul, credem, uite-te la mine, am 90 de FPS-uri, dar am calculator rachetă și am și toate astea pe high, dar mănâncă mult Five-M-ul, credem, mănâncă mult. Vreau să mă duc la spital să vedem dacă e un doctor aici să mă trateze și pe mine. Domnul doctor, mă auziți? Da, domnul. Mamă, dar ce aveți ochii ăștia așa mari, domnul doctor? Mamă, câtă ochi are. Nu știu. Mamă, ce ochi mari aveți, zici că aveți... Dar... filtru din ăla. De la oboseală. Munciți mult aici? Destul de mult. Acum am prins o perioadă de liniște, dar... Mă scuzați o secundă, vă rog frumos. Da, da. Da, domnul Leo. Suntem în port pe helipedul de la 29. Acum vin și eu acolo. N-am reușit să spun nimic, nu vor să vorbească. În 3 minute sunt acolo, să știți. Stați cu ochii pe ei, să nu cumva să vă scape sau ceva. N-am nicio șansă. Să trăiți. Salut. Domnul doctor, am și eu o rugăminte dacă se poate. Da, sunt puțin lovit aici, nu știu dacă se vede la ochi. Am primit un cap în gură și mi s-a umflat puțin ochiul. Da. Dacă aveți niște bandaje sau dacă mă puteți trata și pe mine puțin. Da, haideți înăuntru. Haideți. Pericol dacă îi ia asasinii și pe ei și îi salvează. Băieți, n-ați văzut că eu am împușcat oamenii în cap? De la o împușcătură în cap, greu. Nu mai, ce să mai faci? Străiți domnul paznic. N-am făcut paznic. Aolo, poți să iau un loc aici? Da, da, luați un loc. Aoleu, ce obosit sunt. Și eu la fel, dar ce să fac? Dar înainte era mai multă lume pe aici, pe la spital. Ce s-a întâmplat cu lumea? Nu știu. Colegii sunt plecați. Cu mașinile se plimbă prin oraș. Auziți, dar aveți cumva vreun coleg lingurar? Momentan nu știu, nici nu știu toți colegii că sunt nou. Sunteți nou, înțeleg. Da, da. Dar gagicile măcar le știți? Doar pe una. Cum o cheamă? Dacă mi-aduc aminte bine... Dania, sau nu știu exact. Nu țin minte. Dania, da, Dania. Da, da, da. Foarte de treabă, domnișoara. Am primit o donație de la Rampage 2K1. Sigur că da. Am o problemă la ochi și trebuie neapărat să port ochelarii. Ce mod de grafică folosești? Ai și NB ceva gen se vede așa colorat? Băi, chestia colorată este băgată de mine din e filtru, uite, e filtru din, vedeți? Vedeți? E filtru din cum se numește? Din căcatul ăsta de OBS. Grafica se numește Make Visual Grid Again. Este un mod de grafică nu știu de unde îl găsi sau ceva, pentru că eu l-am deinstalat de vreo un an și jumate sau ceva de genul. Dar... O să usture un pic acum. O să închid ochii? Da, da. Aolo. Make Visual Grid Again se numește Rampage și colorat așa se vede din OBS. Practic eu pe live, bine, și la mine se vede colorat, că am un monitor foarte... Cum să zic așa, costă vreo 3.000 de lei. Aoleu, ce mă ustură. Pericol încă o săptămână și fac cabri la susținător de elită. Electo, nu este nevoie, Ticule. Îți mulțumesc acolo unde ești. Sau ceva vreți? Sau... Nu cred că este nevoie. Nu. Oricum o să port ochelarii ăștia și cred că sunt ok. Mă protejează. Da. Domnul doctor, dar încă mă mir că... Aveți ochii așa mari, domnul doctor.
Câte deci că eu mă mir. Parcă aveți filtru din ăla de... Folosesc ăștia pe telefoane, nu știu exact cum se numesc. Pe la Instagram, pe la ăștia. Ochii mari. Da, da. Aolo, dacă nu erați îmbrăcat în doctor și ne întâlneam cumva în pădure, ar fi mers bine gluma aia cu ai văzut ursul? Vă mulțumesc frumos. Care glumă cu ursul? Aia cu... Adică te-ai speriat și ai văzut ursul de asta. De-aia ochii așa mari, știi că ai văzut ursul, ai rămas speriat. Da, da, înțeleg. La ce vă gândeați? Ăla cu... Cu el de la afară sau la ce vă gândeați? Da, 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 da. Domnul doctor, vă mulțumesc frumos, sunteți cel mai șmecher doctor din oraș. N-aveți pentru ce, domn. Vă doresc o zi minunată și mulțumesc, să aveți spor la treabă și să mergeți să vă odihniți, să vi se închidă ochii. De-abia mai avem o donație de la MCV. Mulțumesc frumos. A, uite-o pe Daria. Uite-o pe domnișoara Daria. Ce faci, colega? Aș vrea să vorbesc și eu cu ea, dar nu e cazul acum. Da, e bine. Vii la apeluri sau ai treabă? Mersi frumos pe la live. Rampage, mersi și eu pentru donații, ticule, te pup. Oricum, eu am zis mereu, gen ce mod de grafic am, dar na. Adriana Covrig, love you. Te la 29, acum mă dubăiesc, dar voiam să mă tratez puțin și eu la... Urcă. Că ne grăbim la apelii departe. A zis Leo, schela acum la telefon, că să mergi mai repede. Acum am plecat. Mulțumesc. Eu să merg la 29, băieți. La 29, repede până la 29. Am zis să-i las un pic pe băieți să vorbească de aia. Pericol poate mă supă și fac la supă. Băi, Electro, nu este nevoie, frate. Stai să-l ajut un pic pe băiatul ăla, că... Am un băiat pe care îl văd eu aici, Prolo. Prolo, ce faci, tată, Prolo? Te-ai dus, Prolo? Nu este nevoie, Electro, să faci upgrade la niciun ăsta. Ce ți-ai luat tu acolo este suficient, ticule. Îți mulțumesc, chiar îți mulțumesc foarte mult. Nu este nevoie de upgrade, nu este nevoie de nimic. Apreciez fiecare donație în parte, fiecare membru este ok. Cred că Leo e deja mort. Cum o să fie? N-ați văzut că avea o armată întreagă? Dacă poate italianul și cu Andrei să îi doboare, sunt prea șmecheri. Nu intra în gard. Mamă, la fix. Ce PC ai? Vedeți în descriere, băieți. Cam PC în descriere cu link către site-ul self.ro. Intrați pe link, vedeți fiecare componentă, ce preț are. Uitați-vă în descriere, aveți toate link-urile acolo. La fiecare componentă în parte. Practic puteți să vedeți și cât costă PC-ul meu, gen. Pericol, trebuie să-mi zici numele Ghiocel? Ghiocele! Să trăiți, domnul Leo. Salut. Ziceți că n-ați aflat nimic de la ei. Decât a zis că e supărat și s-au răzbunat. Atât. A venit vremea să plătească. Mamă, l-a înghițit în sec. O să le plătesc cu aceeași monedă care au plătit ei. Le voi da câte un cuțit în spate la amândoi. Măcar dacă după care o să-i împușc în cap pe amândoi. 4-5 gloanțe la fiecare în cap. Dacă mor, măcar... Mai bine lasă băieții mei. Lângă apă. Mai aveți ultimele cuvinte sau ceva?
Alo. Italiene. Vorbiți voi. Spune. Care sunt ultimele tale cuvinte? Ne vedem în lumea cealaltă. În paradis, adică. Ulu, o să ajungem în iad cu toți. Asta e clar. Dacă mă mor tu, acum o să ajungi tu în iad, eu nu. Taci din gură! Au! M-auzi? Normal că te aud. Ce te agiți așa? Păi înainte nu mă auzeam, dacă mor... Nu, dar încă. Dacă mor, vreau să mor în apă, te rog. Ca să nu mi se găsească corpul sau să mă ajute careva. După ce o să bag cuțitul în tine de câteva ori și o să te împuși de câteva ori în cap, o să te dau mâncare la pești. Lângă apă, te rog eu. Nimeni nu o să-ți găsească trupul în apă. Păi de asta zic. Doar peștia doi? Unde să te duci, mă? Aici, lângă apă, în față. Las că te duc eu, stai liniștit. Dar eu mănânc cu înghețată rău și mă uit la tine? Italiene? Înghețată cu meu frate. Ce ai spus? Că mi-a fost ca un frate. Normal că ți-a fost ca un frate dacă ați hotărât să mă trădați amândoi. La tu de câte ori ai trădată? Eu nu v-am trădat niciodată. Nu, dar nu sunt poliție. Omoare odată? Ne-a lăsat pe noi. A trebuit să ne ocupăm singuri. Liniște. Bă, voi ați făcut planul, mă, sau vă omoreți? Da. Măcar dacă trebuie să mor, dă-mi cătușele jos. Și mie, m-am și mie. Puneți-vă în genunchi amândoi. Ca să văd și eu cum mai e viața fără cătușe pentru ultimele minute. Domnule, o dați-le cătușele jos, vă rog. Ryzen, că tu ai cheile. Vino și descătușează-i. Băi, eu mor, băieții, eu mor. Șerpii trebuie să moară. Așa s-a hotărât de când lumea și pământul. Domnul, trebuie să mă miști. Șerpii trebuie să moară. S-au amorțit picioarele, poți să mă miști? Mișcă-te, vezi că avem toți arunele pe tine. Ai grijă. Nu încerca să faci o manevră, te duci. Fac aici, uite, lângă de. Încă n-are voie să fugă, băiți. Cred că trebuie să vor ca și mașini. Hai, așezați-vă în genunchi odată. Bataliul nu mai alerga și voi. Bebe. După care vă luați poziție. Băieți, după cum puteți vedea, avem amândoi șerpi la picioarele mele. Alegerea va aparține vouă ce facem cu ei. Dacă îi omorâm... Ne-a omorât pe mine. Sau ne vei omorât pe amândoi. Nu mai avea pe nimeni, bebe, care să ai... în care să ai încredere. Sau pe cineva care să fie ca și un frate. Îl am pe domnul Leo. Omoare, omoare. Toți au fost așa, toată lumea a fost am așa. Am avut trei juramente până acum. Nu cred că se va întâmpla chestia asta.
foc! Ăștia au fugit, mă? Am făcut treaba mai ușoară. Am impresia că... Am impresia că au fugit. Bă, nu cred că au fugit. Scăpat? Eu nu cred că au scăpat. Păi ce naibii muzica asta? Au fugit. A scăpat italianul. Dar nici Andrei nu e aici. What the heck? Ia uite valuri ce sunt azi, bă. Andrada. Ce este cu această Andrada? Hai înapoi în linie, băi. Domnul Leo. Aici. Am impresia că au scăpat. Unul din ei sigur nu. Bă, au scăpat sau ce a făcut? Cum se numește muzica? Posibil ca băiatul negru. Cum îl chema? Italianu. Italianu. Acela posibil s-a dus sub această embarcațiune. Undeva ascuns sau a fugit. Dar acea persoană pe nume Andrei, cum i-ai zis tu, am văzut un rechin la colț după ce și-au luat câteva gloanțe în picioare, cum a spus și ea din el. E sigur? Foarte sigur. O să merg până într-un loc să verific ceva. O să-ți dau un telefon dacă se întâmplă ceva mai departe. Ok, mă suni. Nu vei scăpa. Mulțumesc frumos pentru tot ajutorul. Nu ai pentru ce. Mulțumesc și vouă, băieți, să trăiți. Nici o problemă. Trăiți, să trăiți. Bă, Andrei trăiește, mă, Andrei trăiește. What the heck se întâmplă, că nu-mi dau seama ce se întâmplă aici, băieți. Cred că trebuie să o fac în modul meu silențios, băieți. Toată treaba asta publică face haos. O să o fac în med... Era cineva acolo, dar nu știu cine. Toată treaba asta... E super, super ciudată, super creepy. Vreau să mă duc acasă la mine... Și să pun o cameră... Să pun o cameră pe Andrei, da, exact, exact, dar nu acasă la mine. Vreau să mă duc într-un loc, mamă, ce derapează mașina asta. Camera, camera, o să mă duc, băieții mei, imediat pun în camera, stați niștit. Băiețu, stați așa, gata, calmați-vă, calmați-vă, apăsați butonul de like, ne revenim, s-a întâmplat să ne scape, nu este nicio problemă, se întâmplă să mai scape, mai pierzi, mai câștigi, mai aia e, mai îți dau și ei bătaie, mai primești și tu, mai iei și tu, înțelegi, cam așa e treaba. Au dat și ei, am primit și noi. Dar... Haideți să strângem 4.000 de like-uri, mai avem nevoie de 100 de like-uri. După care o să facem treaba așa cum fac eu de obicei. Știți cum fac eu de obicei? Mergem frumos cu Hitman-ul, îl urmărim pe băiat și luăm mau, ok? Toată lumea să apese butonul de like, i-auziți aici? Uitați că știu eu unde trebuie să mă duc, băi, stați așa un pic să vă arăt eu. Aici. Nu.
Aolo. Mamă, ce m-am lovit, băieți, n-ai să vezi așa ceva. Aolo, ce mă doare capul. Căcat. Nu știu unde a ajuns ușa aia, e ușa mea, mă. Nu știu, cred că mai pot să scot mașina de aici, ești nebun. O iau pe jos, o iau pe jos, băi, stați așa că o iau pe jos. Eu sunt pe insula asta, stai niște acolo. Băi, cum ies de aici, bă, frate, că trebuie să ies de aici, băieți. Trebuie să ies de aici, din asta. Camera, stați, băieți, așa un pic, că merge mine. Respect, Leo, că l-ai salvat pe regele nostru. Salut, King David, salut. Uite pe aici, pe aici, ieșim pe aici, băieți, ieșim pe acolo. Sper să nu mai ia apă pe aici. Span camera, băieți, imediat punem și camera. Stai așa puțin să ajungem într-un loc. Mă duc special într-un loc, ok? Ai deja camera pe Andrei? Băieți, stați puțin, băieți, calmați-vă, tățele. Cumpărești o mașină nouă care să fugă și să nu te vezi eu până ea? Păi nu prea încerc să-mi iau, sincer, că mi-aș lua. Aoleu, ce somn, nu mi-e, cât e ceasul, bă, băieți? Cât e ceasul, băieți, că m-a luat un somn. În seara asta, băieți, trebuie să-l prindem pe Andrei, treaba e sigură. Voi tot ce trebuie să faceți este să... Asta e tot ce trebuie să faceți, în restul lăsați-mă pe mine să mă ocup. Începe acțiunea. Ia-ți un rus, nu știu dacă e pe serverul rus sau e, parcă e, nu știu. Mamă, mă ia somnul de la ora asta, mă. Ziceam că în seara asta mă bas să mă joc și eu cu Miță ceva. Miță, te duci mâine la muncă? Mai ești pe aici? Dacă nu mai e, cred că... Ce-au ales? Mă, salut, spui, salut, Luca, salut. Salut la toată lumea, bine ați venit pe acest live minunat. Nu uitați să apăsați butonul de like. Avem 4200 de like-uri. Dacă apeși tu butonul de like, facem 4500. Tu, cu tine vorbesc. Dacă apeși tu butonul, direct 4500 facem. Ia încearcă să vezi, dacă n-ai curaj. Dacă nu crezi. Cred că sunt fanul tău și te susțin. Mulțumesc frumos, Daniel, salut, mulțumesc. Mă, ce-am crezut că e cineva aici. Mergem într-un nou, băieți, mă pot saluta? Vă salut pe toți, am zis. Ia o Tesla? Nu știu ce să zic de Tesla, sincer. Eu știu, câine rău aici. De aici pot să pun camera pe el, băieți. Deci a pus să pun camera pe el, băieți. Înțelegeți de ce am venit aici acum? Deci a pus să pun camera pe Andrei. E locul unde sunt cei mai periculoși hackeri aici. Hai să punem camera pe Andrei. Să nu te duci în fundul casei. Uite-l pe Andrei, băieți, hai să vedem unde se duce, băieți, hai să... Mâine o să-l prind pe bebe moși. Auziți ce zice el? Auziți ce zice el că mâine o să-l prindă pe bebe Moise? Să mă odihnesc. Opa, se retrage acasă, băi, se retrage acasă. Și mâine să... O să-l omor. Ricardo Florea, bine ai venit, salut! Las că te uiți astăzi, ai timp să te uiți la ele. N-a făcut numai nenorociri, omul ăsta.
asta. Trebuia să fie mort astăzi, trebuia să fie mort până ziua de astăzi mereu. Băi, memorați unde e casa, memorați unde e casa. Nu spune numele. Ei, iar e singur. El fi frumos de doamnă primită. Hey, are you single? Miță, mergi la muncă? Sau după live jucăm și noi ceva ca lumea? Băieți, mă duc să-l prind, băieți, mă duc să-l prind. Mă duc să-l prind, băieți, și chiar că stau și aproape de el, sincer. Că pe aici stă pe undeva, nu? Ah, mi-e greu să ajung acolo. Dar o să fur mașina de la băieți ăștia. Să le iau la băieți ăștia mașina dacă pot. Da, apare nu pot. Ia stai mă așa că facem ceva mai special, fiți atenți aici. Băieți, nu stai aici, mă, aici sunt eu, băieți, aici eram eu. Cred că mi-a arătat ăsta al meu, înțelegeți? Cheamă-l și pe Leo, nu, băieți, o să fac eu singur treaba asta, o să mă duc și o să-l omor ca la carte. Plus că am impresia că am cheile de la el de la casă. Băieți, calmează-ți, calmați-vă băieți, v-am spus odată. Abia aștept să revină mafia curcul meu. Băieți, v-ați uitat pe story-ul meu de pe Instagram? Ia să vedem, cât s-a uitat pe story-ul meu până vine taxiul, ia să vedem. Ia să vedem băieți, ia să vedem, ce mă dorică. Băieți, ați dat și voi o inimioară pentru donația lui, nu-mi spune numele? Aia mă zic, 1400 băieți, aia zic. 1400 de vizionări, aia zic tati. Aia zic. Cază un urcați? Bună ziua. Bună ziua, ia ziceți, unde vă ducem? Sunteți mai mulți? Ce domnul? Domnul? Zic că sunteți mai mulți? Dacă vineau la apel? Nu, nu, păi ai spus că... Unde vă ducem? Ziceam doar așa că la voastră să mă adresez așa mai frumos puțin. Știți dumneavoastră cum e. Pentru dumneavoastră e gratis, domnule. Domnule, am zis că plătesc, dumneavoastră să spuneți că e gratis. E gratis, domnule, pe aici, că e din partea acasă tot. Serios? Da, domnule. Cum vă numiți? Lucas Bogdan. Lucas? Mamă, ce nume de bombardier, de mafiot și ești taximetrist? Da, tu ești ca El Nino, nu știu dacă îl știi. Băiatul ăla și era pe taxiul și acum este din asta. Bă, mafiot, mă ocup eu cu trebuie de ăștia. Trage aici, pe dreapta, pe dreapta, trage aici, pe dreapta. Perfect, da? Perfect. No, cât mă costă? E gratis, domnul. Poftiți de aici, mulțumesc și eu, să aveți o zi bună. Salut, salut. Aia, ce suc. Ea doară când vii pe lângă mine, trebuie să te ajutau cu fund. Îmi pare rău dacă te-ai sperat, dar... Băieți, aparent Andrei este aici în casă, băieți, asta e mașina lui, da?
Asta e casa lui Andrei, da? Ia să le mamă acces, ai fost invitat? A, am dat pe garaj aici. Aolo, vine ăsta cu taxiul. Ce mai cauți, bă, aici, bă? Stai să mă ascund, băieți. Mă ascund, băieți, că mie să nu mă vadă ăsta cu taxiul. Șșș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 
Mamă, ce m-am speriat de manechinul ăla, băieți. Trebuie să-mi dau papucii jos să nu mă aud. Mamă, cum mă dădeam odată jeaful, nu știu dacă știți voi. Și unde s-a dus ăsta? S-a pus în pas să doarmă? Era să mă vadă, ești nebun? Era la calculator și nu l-am văzut. Olu, și alu, bere, olu! Băieți, toată lumea s-a apese butonul de like. Pentru că i-a venit sfârșitul lui Andrei. I-ai dat bani lui Lucas? Nu lui Lucas, băieți, nu lui Lucas i-am dat bani. I-am dat bani lui un alt băiat care îl mai văzusem și când am chemat taxiul. Venise acolo, nu lui Lucas. Ce trebuie cu Lucas? Lucas m-a ajutat, a venit la apelul meu. Băieți, faceți toți o poză. Și puneți-o pe Instagram. Faceți toți o poză și puneți-o pe Instagram. Bebe Moise în spatele șerpelui. Toată lumea poză pe Instagram acum. Uite că vrea să se ducă la baie. Cred că mi s-a apărut. Hai să mă duc la baie. Mamă, era să mă vadă, băi. Omoară-l. Băieți, fiți atenți, la 5.000 de like-uri îl omorâm, ok? La 5.000 de like-uri îl omorâm. Dar până atunci o să-l prind, ok? Voi doar rupeți butonul ăla de like. Și-a dat pantaloni jos. Ce-mi vine să-l împușc. Uite cum stau eu aici, băi, și nu mă vede. Împușcă-l. 5.000 de like-uri, băi, și îl împușcăm pe băiat. Avem 4.600, încă 400 de like-uri. Le facem imediat, imediat le facem. Trebuie să nu mă vadă. Cum vreți să-l omorâm, băieți? Cum vreți să-l omorâm, băieți? A? Blunț în cap? Încă 300... Ia uite cum vreau să... Încă 300 de like-uri, băieți, și-l omorâm. Dar stați așa că îl trezesc. Șarpe nenorocit ce ești. Bă! Ridică mâinile! Ridică mâinile că te împușc! Vină ușor aici! Vină ușor! Oricine poate să intre în casă? Pune-te în genunchi acolo în mijlocul casei. Pune-te în genunchi! Cât
Câtă încredere am avut în tine, șarpe. Mai dăm o șansă. Să-i mai... Italianul bani și o să-i împărțim împreună. Mi-a dat suma. Suma de 500.000 de euro. Să-ți mai dau o șansă, spui? Da, bebe, te rog. A câta șansă o vrei? A câta șansă o vrei? Spune-mi! Asta e ultima, promit. Să-i mai dau o șansă, băieți? Promit pe ce vrei tu. Băieți, când am făcut 5.000 de like-uri, l-am împușcat direct în cap. Vreau să spamați pe chat când avem 5.000 de like-uri. 5.000 omoară-l, ok? Băi, șarpe. Ultima șansă, bebe. Te rog. Am avut încredere în tine. Te rog. Te-am iertat chiar și după tot ce s-a întâmplat. Te-am iertat și... Am vrut împreună să facem ceva, să-l omorâm pe italianul și apoi să rămânem amândoi. Eu data asta îl prindem, bebe, îl prindem. Îți promit. Nu știu, bă, dar cum mai am încredere. Stau pe tu, dar nu mă omor. Nu am nevoie de niciun ban. Nici tu n-ai nevoie de bani, crede-mă. Pentru că acolo unde o să te duci, banii n-au nicio valoare. Am ghițit în sec, bă. Hai, băieți, cu... Hai, băieți, încă 200 de like-uri, băieți, dați și voi un share să vină un prieten ceva repede. Dați un share ceva, vă rog frumos. Te-am iertat de prea multe ori, Andrei. Te rog, bebe, te rog, te rog frumos. Fac ceea ce vrei tu. Te-am iertat de prea multe ori. Am avut încredere oarbă în tine. Tot ce vrei. Te-am ajutat cu prea multe, bebe. Suntem prieteni de mult, te rog, te rog. Suntem prieteni ta, uite. Și o să rămânem prieteni toată viața. Dar ceea ce ai făcut tu nu se face între prieteni, să știi. Știu, bebe, gata. Hai, băieți, cu like-ul ăla. Hai, băieți, cu like-ul ăla. Haideți repede. Încă 200 de like-uri. Dați un share repede la live, vă rog frumos. Dați un share repede la live. Sau vreți să-l iertăm? Vreți să-l iertăm? Sau să-l omorâm? Vreți să-l iertăm? Stai acolo jos, rămâi în genunchi, am zis. Dacă mor, măcar ultima îmbrățișare, bebe. Iartă-l. Sau dă-mi eu tu, sau vezi. Sfârșitul ți-a venit. Îmbrățișare, bebe, te rog. Îmbrățișare? Asta ai tu nevoie de îmbrățișoare? Ultima oară, dacă tot... Nu știu ce să zic. Te rog. Băieți, haideți, băieți, cu 200 de like-uri. Nu putem să strângem 200 de like-uri, bă, băieți. Dă-o încolo de treabă, băieți. Toată lumea să apese butonul ăla de like. Te rog, bebe. Hai încă 100, hai încă 100, băieți, încă 100. O facem instant. Băi, nu există niciun loc de... Nu există loc de iertare aici. Bebe, îți dau tot ce vrei tu, tot. Nu există loc de iertare. Să-mi dai o mână, să-mi amputez un picior. Băieți, apăsați butonul ăla de like, băieți, să se facă 5.000 de like-uri. Mai avem nevoie de 100 de like-uri, băieți. 100 de like-uri, băieți. 100 de like-uri. Ascultă-mă bine, băi, lasă telefonul ăla. Dar mă sună lumea. Sfârșitul tău este aproape. Ascultă-mă bine. Ascultă-mă bine, Andrei. Să știi că am să te iert. Să știi că te-am iertat. De acum încolo nu o să mai fiu supărat pe tine și o să se iert tot ce mi-ai greșit. Dar nu voi putea uita niciodată faptul că m-ai trădat. Îmi pare rău, Andrei. Nu. Îmi pare rău. Bebe. Mamă, la fix a terminat și melodia. Mamă, la fix a terminat și melodia, băieți. Prea multe s-au întâmplat, băieți. Stai că vreau să fac o poză.
Ok. Tem dacă răspunde italian. Andrei este mort. Cine? Andrei este mort. Tu ești următorul. Nu te cred. Ce? Tu ești următorul. Păzește spatele că vin. Băieți. Andrei este mort. Îmi pare rău pentru el. Au fost prea multe... M-a trădat prea mult. Îmi pare rău și mie, sincer. Pare rău că a trebuit să se întâmple asta. Pare rău. Ah! Lucrurile astea nu trebuie să se întâmple între prieteni. Lucrurile astea nu trebuie să se întâmple între prieteni, băieți. Prietenia trebuie să reziste foarte mult timp. Prietenia trebuie să reziste o viață. Dar cum poate prietenia să reziste o viață, băieți? Poate să reziste o prietenie o viață? Vă întreb pe voi. Poate? Poate să reziste o prietenie o viață? Nici că nu acum ai la pomană. Poate, băieți, o prietenie poate să reziste o viață, ascultați la mine. Dar numai dacă... Dar numai dacă... Ambele persoane își doresc acest lucru. Dacă tu îți dorești să fii prieten cu amicul tău, să rămâneți prieteni, încearcă să nu-l superi niciodată. Încearcă să-l ajuți atunci când are nevoie de ajutor. Încearcă să nu-l trădezi. Iar toate lucrurile astea va face ca prietenia voastră să reziste o viață. Dacă tu nu o să-ți ajuți prietenul când este greu, nu o să-l sun să-l întreb ce face. Și mai ales dacă o să-l trădezi, prietenia voastră nu o să dureze foarte mult timp. Luați și învățați de aici că vă învăț lucruri foarte interesante și foarte bune pentru viață. Du-l în piscină, nu mai am cui să-l duc, băieți, în piscină, nu mai am cui să-l arăt. Băieți, câte persoane mai am de asasinat? Toată lumea să-mi zică câte persoane mai am de asasinat și ați uitat un lucru pe care trebuie să-l faceți. Ați cam uitat lucrul ăsta. Ați cam uitat să apăsați butonul de like. Nu mai am o persoană, băieți, mai am mai multe persoane, nu o persoană. Cine a scris o persoană în chat a greșit. Am mai multe persoane. Băi, știți de ce am venit eu aici? Știți de ce am venit eu aici, băieți? Am venit aici pentru că simt că insula aia o să-mi dea mari probleme de cap. În fiecare dimineață am coșmar cu acei asasini. Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Aș mai fi ținut live-ul ăsta dacă reușeam să strângem 5.000 de like-uri și ați fi dat și voi share și mai țineam live-ul ăsta puțin, dar avem episod pentru mâine dimineață, un episod pe care o să-l pun premieră imediat ce se termină acest live. Mâine la ora 12 este premiera. Avem un episod special care se leagă sâmbătă cu duminică, este un episod de acțiune. O să vedeți, o să fie super șmecher, exact așa cum vă plac voi astea cu Hitman. Vă pup pe toți, să aveți weekend plăcut.
Nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram, Pericol Gaming. Nu uitați să verificați canalele mele de YouTube, pentru că am canal de vlog, am canal de car vlog cu mașini, cu nebunii. Dacă vă plac mașinile, mergeți pe canalul meu, mașina mea se numește, îl găsiți acolo. Îmi dați un follow pe Instagram, TikTok, pe Facebook, mă găsiți acolo cu Pericol Gaming. Ne auzim mâine dimineață în episod. Live, nu știu, s-ar putea să fac live, o să fac luni, cel mai probabil, pentru că duminică o să fiu ocupat cu filmatul episoadelor și sâmbăta mă relaxez și eu și poate mă joc altceva, dar aveți episoade, ceea ce e foarte șmecher. O să vă aștept și pe Twitch în seara asta, cred că o să fac un live pe Twitch, căutați pe Twitch Pericol, am același nume ca pe YouTube, o să fiu live acolo cu ceva jocuri, dacă vă e drag de mine, vă aștept și acolo. Vă pup pe toți, să aveți weekend plăcut!